Lăudat să fie Domnul! Amin. Căci este bun, că îndurarea Lui ține în veac, numele Lui să fie binecuvântat. Amin. Biserica Domnului Betania astăzi are o zi de sărbătoare, datorită faptului că în familia Husar Domnul a dat binecuvântare. Și acesta este un prilej de bucurie pentru familie, pentru familia mare, lărgită, Betania. Și iată că bucurile acestea au ajuns până și spre noi, acolo în zona Făgetului, și mulțumim Domnului și familiei că suntem invitați la această zi de bucurie. Domnul să fie bucuria vieții noastre, că El dă binecuvântare și a binecuvântat familia aceasta și biserica din loc, cum cu un suflet, numele Domnului să fie lăudat. Preiubiților, în cuvântul Domnului care a fost citit, citea fratele Nelu și spunea Scriptura următoarele. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat, cine este mai mare în împărăția cerurilor? O problemă foarte importantă, pentru că împărăția cerurilor este o împărăție veșnică. Amin. Ținând cont că este o împărăție veșnică, erau foarte preocupați, pentru că postul lor nu era pe 4 ani acolo. Postul lor nu era pentru 5 ani acolo, era pentru veșnicie și erau preocupați și interesați cine va fi cel mai mare acolo. Și spune că Domnul Iisus a chemat la el un copilaș și l-a pus în mijlocul lor și le-a zis, chiar un copilaș? Păi aduceți-vă aminte că în altă împrejurare au venit niște persoane cu copilașii la Domnul Iisus și ucenicii certau pe cei care au adus copilașii la Domnul Iisus. Și de data aceasta chiar cu un copilaș vine Domnul Iisus înaintea lor. De fapt, ce este un copilaș? Ce este copilul acesta pentru această familie? Ce sunt copiii pentru noi? Ce sunt copiii înaintea lui Dumnezeu? Haideți să privim în Scriptură câteva cuvinte, să vedem de fapt lucrul acesta, copiii, ce sunt? Cuvântul Domnului spune, cuvinte cunoscute de dumneavoastră, doar le recitim, în Psalmul 127, versetul 3. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Și mulțumim că Domnul a binecuvântat Biserica Betania cu încă o moștenire. Frate Cristi, ai o moștenire de la Domnul. Prețuiește-o și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Un alt lucru, mai citim despre copii. În cartea Geneza, la capitolul 30, spune cuvântul Domnului, istorisindu-ne Moise în scrierile sale, un eveniment frumos care aș dori să-l punem la inimă, atât frați cât și surori, special mame. În Geneza, capitolul 30, spune cuvântul Domnului, versetul 19, Lea a rămas iarăși însărcinată și a născut un a șaselea fiul lui Iacov și acum, soră Tabita, ține minte. Lea a zis, frumos dar mi-a dat Dumnezeu. Ții pe brațele tale un dar, dar un dar frumos. Și darul acesta frumos e de la Dumnezeu, numele Domnului să fie lăudat. Stimați părinți! Frați și surori, Dumnezeu a binecuvântat familiile dumneavoastră și familiile noastre cu acești copilași care ei sunt darurile lui Dumnezeu. Și rețineți, Dumnezeu nu dă daruri urâte, ci ne dă daruri frumoase. Domnul să fie lăudat! Ce sunt copiii aceștia? Moșteniri pe care Dumnezeu ni le-a făcut parte de ele, numele Lui să fie binecuvântat. De aceea, prețuiți darurile lui Dumnezeu! Mai citesc un cuvânt. Domnul Iisus Hristos rostește de data aceasta în Evanghelia după Ioan, la capitolul 16, versetul 21. Femeia, când este în durerile nașterii, se întristează pentru că i-a sosit ceasul, dar după ce a născut pruncul nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Așa că, sora Tabita, fii bucuroasă că s-a născut un om pe lume. Și ceea ce Dumnezeu ți-a dat, ți-a dat un dar frumos. Domnul să vă binecuvânteze cu viața veșnică. Stimată biserică, fiți bucuroși. Fiți bucuroși și prețuiți darurile lui Dumnezeu. Și dacă astăzi în fața noastră a fost adusă această micuță, dorim din toată inima ca Dumnezeu să o binecuvânteze cu binecuvântările cerului, apelor de sus și cu cele de jos. Dumnezeu să fie binecuvântat în toate. Când vorbim despre copii, dumneavoastră știți bine că noi trăim într-o perioadă în care omenirea mereu și diavolul mereu și din vremurile străvechi a căutat mereu să împiedice procesul acesta, nașterea de fii. Știm bine cu toții versetul acela când Dumnezeu l-a făcut pe om și i-a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul.
Dar vine Isaia și spune următoarele cuvinte și aș dori să le citesc. În capitolul 45, cuvântul Domnului vorbește următoarele. Cuvinte și acestea cunoscute, doar le readucem aminte. Versetul 18. Căci așa vorbește Domnul, făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit. L-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Eu sunt Domnul și nu este altul. Domnul să fie lăudat. Deci Dumnezeu a făcut pământul acesta, dar nu ca să fie pustiu, ca să fie locuit. De aceea a și zis, creșteți și înmulțiți-vă și umpleți pământul. Și mulțumim lui Dumnezeu că a binecuvântat Biserica Betania, acum cu un copilaș, încă o fetiță, ca pământul acesta să fie populat cu copii ai lui. Așa să ajute Domnul. Căci copiii care ni-a dat Domnul, rețineți, nu sunt nici piedică în calea fericirii, nici piedică în calea progresului la familiei, nu sunt piedică nici în calea pocăinței, frate Cristi. Copiii care ni-a dat Domnul sunt darurile lui Dumnezeu care Domnul ni le-a dat ca să populeze pământul acesta. Și apoi, de ce nu? Și pământul cel nou. Doamne, ajută să ajungem toți acolo, fie Domnul binecuvântat. Un om al lui Dumnezeu, Ieremia, spunea următoarele cuvinte, citim în Cartea Domnului, capitolul 1. Era omul care a început să-și povestească modul în care Domnul i-a vorbit, așa cum fratele Enel povestea amintirile sale. Spune Ieremia, capitolul 1, versetul 4, astfel. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Frați și surori, înainte de a se zemisli un copilaș, înainte de a fi noi întocmiți în pântecele mamei, Domnul ne cunoștea. Știa câți vom fi în familie, știa viitorul nostru, cunoștea că vom fi astăzi toți împreună aici. Tocmai de aceea se cade să-i aducem lui toată lauda, slava și gloria și ascultare de El. Dumnezeu să ne ajute! Pentru că e Dumnezeu creator, Scriptura spune și făcător, adu-ți aminte de făcătorul tău. E vremea să ne aducem aminte de El. E vremea să ne aducem aminte că El ne cunoștea dinainte, ne cunoaște acum și dumneavoastră a scris aici cuvintele prorocului Ezechiel. Domnul este aici și mulțumim că El este în casa Lui. Iov în capitolul 9, versetul 11 spunea următoarele. El trece pe lângă mine și eu nu-L văd. Rețineți, aici în casa Domnului El trece pe lângă noi. Trece pe lângă sufletele noastre, ne cunoaște gândul, ne cunoaște pornirile inimii, ne cunoaște starea în care ne aflăm. Tocmai de aceea, pentru că avem un Dumnezeu așa măreț, se cade să fim ascultători de El. Și dacă în ziua aceasta a găsit cu cale să ne vorbească având în vedere sărbătoarea aceasta, dorim, dragii mei, împreună să învățăm câteva lucruri. Responsabilitățile care revin asupra umerilor părinților sunt mari, căci copiii aceștia Dumnezeu ni-a dat nu doar ca să-i naștem, să-i aducem pe pământul acesta și să-i lăsăm așa. Spune cuvântul Domnului în Proverbe și citesc în capitolul 22, aici în versetul 6 scrie: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Responsabilitatea aceasta cu este? A fratelui Cristi sau a sorei Tabita? A fraților sau a surorilor? Într-o împrejurare, la o întâlnire de familie, cineva va ridica această problemă. Cine să se ocupe de copii să-i învețe? Tata sau mama? Dumneavoastră ce ziceți? Dacă este să privim în Scriptură, hai să vedem ce spune cuvântul Domnului și frate Cristi ia aminte Geneza 18 cu versetul 19. Dumnezeu vorbea despre Avram. Căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului. Și aceasta e responsabilitate pe umerii tăi. Să poruncești în casa dumneatale copiii care s-au născut și vor mai veni să urmeze calea Domnului împreună cu tata. Pentru că te rog, reține și rețineți fraților și surorilor.
Avram, da, a poruncit, dar Avram a fost omul care l-a luat pe Isaac și a zis, hai să mergem să aducem o jertfă înaintea Domnului. A luat, i-a pus lemnele în spate, el a luat focul și cuțitul și a urcat sus pe munte să se întâlnească cu Domnul. Ei, copiii noștri, dacă văd exemplul acesta, vor urma exemplul părinților. Așa să ajute Domnul fiecarei familii. Pentru că citesc în Evanghelia după Ioan, la capitolul 5, spune cuvântul Domnului următoarele. Versetul 19, Domnul Iisus spunea, adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Și Isaac l-a văzut pe Avram cum a adus jertfă și a continuat mai departe să-L slujească pe Dumnezeu tatălui său. De aceea, fraților, frate Cristi, fii exemplu pentru copii și Dumnezeu să-ți ajute. În cartea Domnului la Timotei găsim scris că apostolul Pavel îi scria lui Timotei în a doua scrisoare și spune următoarele. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Iar în versetul 14 din Matei 3 spune următoarele. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Cine l-a învățat pe el? A avut o bunică surorilor și a avut și o mămică mamelor, care l-a învățat câte ceva pe Timotei. Și apoi ajunge Timotei în contact cu Pavel și Pavel îi desfășoară și îl învață despre dreptarul învățăturilor sănătoase. De aceea, frate Cristi și soră Tabita, copiii care vi-a dat Domnul, învățați să urmeze calea Domnului. Iar când vor îmbătrâni, nu se vor abate de la ea. Dumnezeu să vă binecuvânteze! O altă responsabilitate, dragii mei, o găsim scris în cartea Domnului la Deuteronom, spune cuvântul Domnului la capitolul 6 următoarele lucruri. Citesc despre poruncile Domnului, versetul 7. Să le întipărești în mintea copiilor. Dragii mei, un lucru important este la nivel de minte copilul să aibă întipărit în mintea lui. În inima lui să aibă imprimată învățătura părintelui, că de ea are nevoie. Copiii noștri în vremea aceasta sau nepoții noștri în vremea aceasta, mai mult ca oricând au nevoie de vorba tatălui, vorba mamei, învățătura tatălui, învățătura mamei. Trăim într-o perioadă în care de mici copii de la un an, un an și câteva luni, îi pun repede frații noștri sau oamenii le pun tableta în mână, telefonul în mână, îi pun acolo niște desene animate sau niște jocuri și stă cel mic acolo și stă liniștit, frate, pot să-mi fac treaba. Fraților și surorilor, copiii n-au nevoie de astfel de suzetă electronică ca să stea cu minte. E mincinoasă, așa cum și suzeta cealaltă care o dai să nu plângă, tot mincinoasă este. Vorba mamei mele, soacrei ei din Ardeal, zicea, suzeta mincinoasă, ca să-l facă să tacă pe copil. Copiii noștri n-au nevoie de așa ceva. Ei au nevoie de tată, au nevoie de mamă. Au nevoie să audă învățătura tatălui, să simtă autoritatea tatălui, să cunoască autoritatea tatălui, să cunoască gingășia mamei, să cunoască dragostea celor doi, să cunoască brațele lor când îl strâng de drag, îl îmbrățișează, să cunoască dacă este nevoie și mustrarea și disciplinarea, ca astfel să-i corectăm, să-i dirijăm, să-i direcționăm pe copii, să țină de calea Domnului care este adevăr și viață, așa să ne ajute Domnul. Sunt abandonați copiii în fața micilor ecrane, spunând că mămica poate să-și facă treaba bine la bucătărie și nu-i deranjează, dar copilul acel are nevoie, are nevoie de mămica și să vadă ce face mămica ca să urmeze. Când Ezechiel spune cuvântul Domnului, cum e mama, așa e și fata. E mama gospodină, așa să fie și fata gospodină. E mama ca Ana altădată, fata lui Fanuel, femeia rugăciunii care era nelipsită de la templu, așa să ajute Domnul soră Tabita și fetele tale să ajungă. Fii exemplu dar pentru aceasta. Spune aici dar cuvântul Domnului, să-mi tipărești în mintea copiilor tăi, și să vorbești de ele când vei fi acasă, deci acasă este locul unde tata și mama
să vorbească despre poruncile Domnului cu copiii, despre învățătura Domnului, să le vorbească despre Domnul Iisus Hristos, să le vorbească despre mântuire, să le vorbească despre îngeri, să le vorbească despre Dumnezeu Tatăl. Unde? Acasă. Dar spune mai departe, când vei pleca în călătorie, tot despre lucrul acesta să vorbească, despre poruncile Domnului, despre legile Domnului. Spune mai departe, când te vei culca, când vine seara, tot despre Dumnezeu, când te vei scula, tot despre Dumnezeu, tot despre poruncile Domnului. Trebuie să recunoaștem că prea puțin în vremea aceasta, părinții își mai fac timp pentru copii, prea puțin timp își mai fac să comunice cu ei, să povestească cu ei, să meargă împreună în călătorie cu ei. E important banul, e importantă cariera, e important să facem, să dregem și abandonăm copiii. Stimați familiști, puneți preț pe darurile lui Dumnezeu și învățați legea Domnului. Învățați Scripturile, învățați ce înseamnă să-și pună credința în Dumnezeu și cum altă dată Isaac a avut ocazia să vadă cum Domnul a purtat de grijă tatălui său Avram să aducă o jertfă și să aibă și animal de jertfă, tot așa și copiii noștri, să vadă în familia noastră brațul Domnului, să vadă în biserică harul Domnului, fie dar ca numele Domnului să fie lăudat în familiile noastre și în viața copiilor noștri. Doamne ajută! Dragii mei, copiii aceștia care ni-a dat Domnul, aș dori să nu uităm că sunt în atenția lui Dumnezeu. În Vechiul Testament Dumnezeu a avut privirea îndreptată spre copii, în Noul Testament Dumnezeu a avut privirea îndreptată spre copii și frate Cristi și sora Tabita și spre copiii voștri Dumnezeu are privirea îndreptată. Aduceți-vă aminte de Ilie, s-a rugat pentru un copilaș care nu mai avea suflare în el și Domnul i-a dat viață. Fie ca Domnul să binecuvânteze pe micuța Miriam, dacă astăzi i-a dat, în vremea aceasta i-a dat viață pământească, să-i facă parte și de viața cerească. Copiii aceștia și ai noștri, dacă au avut prin harul lui Dumnezeu parte să se nască pe pământul acesta, Dumnezeu să-i binecuvânteze, să aibă parte și de nașterea din nou, ca să poată ajunge în împărăția cerurilor. Doamne ajută! Aduceți-vă aminte că și Elisei se ruga altădată, tot pentru un copilaș, dar aduceți-vă aminte că au fost și copii obraznici, au fost și copii hoinari, care nu știau să fie politicoși, și Dumnezeu și pe aceia i-a avut în evidență ca să-i disciplineze prin cei doi urși care au ieșit din pădure. Deci rețineți, stimați copii, părinți, frați și surori, Dumnezeu are privirea îndreptată spre poporul său de la cei mai mici până la cei mai în vârstă. De aceea bine este să punem la inimă cuvântul Domnului și să-L împărtășim unii cu alții, corectându-ne viața în lumina Scripturii. Doamne ajută! Domnul Iisus a luat copiii pe brațe atunci când ucenicii erau mai supărați. Când îi spuneau, de ce aduceți copiii la el? Atunci el i-a luat în brațe, s-a rugat pentru ei și i-a binecuvântat și dorim ca Domnul să țină în brațele sale toți copiii de la Betania, copiii noștri, nepoții noștri, ca atunci când va veni el pe norii cerului, toți împreună să-l întâmpinăm pe el, pe Domnul Iisus. Aduceți-vă aminte de Pavel, apostolul. Predica el foarte mult într-o seară și a lungit predica și unii dintre tineri a căzut de la etaj și ce a făcut Pavel? Duceți-l repede la mormântare, nu? L-a luat pe brațe. Deci faptul că l-a luat în brațe, asta nu înseamnă că a avut 20 de ani, tinerelul acela. S-a rugat pentru el și Dumnezeu i-a dat din nou viață, slăvit să fie Domnul. Copiii noștri sunt în atenția lui Dumnezeu. Haideți, dar, dragii mei, să-i aducem și pe brațe de rugăciune. Știi, frate Cristi, una din rugăciunile unui om al lui Dumnezeu, Domnul se lăuda cu David și spunea despre David că el va împlini toată voia mea. Și Dumnezeu l-a binecuvântat pe David, a fost un om deosebit și a rămas un om despre care se vorbește foarte mult. El a avut mai mulți copii, având în vedere și faptul că a avut mai multe soții, dar la un moment dat el se roagă, frate Cristi, ține minte lucrul acesta. Și spune următoarele, 1 Cronici, capitolul 29, versetul 19. El se roagă Domnului Dumnezeul părinților săi și stă scris astfel.
Dă fiului meu Solomon o inimă bună ca să păzească poruncile tale. Asta să-ți fie rugăciunea în fiecare zi pentru copiii care ți-a dat Domnul, frate Cristi. Fraților, nu știu dacă v-ați rugat vreodată să dea Domnul copiilor dumneavoastră o inimă bună. V-ați rugat probabil pentru sănătatea lor, să învețe bine la școală, prosperitate și eu mai știu câte altceva. Aș dori să învățăm din Scriptură de astăzi încolo, când ne rugăm pentru copii, mamelor și taților, să-i spunem, Doamne, dă o inimă bună copilului meu să păzească poruncile tale. Amin! Ca să păzească poruncile tale, ca să păzească învățăturile tale, ca să păzească legile tale, ca să împlinească, Doamne ajută, nu numai să le cunoască, nu numai să știe Scriptura din scoarță în scoarță, dar și să le împlinească, Domnul să asculte rugăciunea noastră de azi încolo. Pentru că copiii, repet ce am spus la început, sunt darurile frumoase ale lui Dumnezeu care ni le-a dat ca moștenire pe pământul acesta. Să investim în ei cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu, care are ochiul deschis asupra fiecăruia dintre noi, să vegheze asupra lor și asupra viitorului lor. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, să binecuvânteze familia și împreună cu copiii să îl slujim pe Domnul. Că spune următoarele cuvinte în versetul 5. Și oricine nu va primi un copilaș ca acesta în numele meu, și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Avem harul astăzi să vedem cum o familie a primit un copilaș și dacă a primit un copilaș, dorim ca și acest copilaș, când va fi mare, să-l primească pe Domnul în inimă. Ne rugăm pentru lucrul acesta, ne dorim harul acesta pentru toți copiii și Dumnezeu să binecuvânteze întreaga biserică. Amin.